Dacă este miercuri, este Jul, clar, nu este aici în platou, că nu prea îl prins, că el stă mai mult pe teren, că da, e reporter special, însă așa și cum o fi el pe teren, face treabă de minune și vreau să văd cu ce mă mai surprinde astăzi cu ale lui Jul Prize, bineînțeles, că așa m-a obișnuit. Jul, ești în direct, binevenit! Bun găsit, Dana, bun găsit, dragi prieteni! E bine, astăzi suntem la temperaturi ridicate, la temperaturi înalte, pentru că ne aflăm într-o seră de flori, într-o seră unde se muncește 12 luni pe an. Mulți dintre noi suntem tentați atunci când vedem pe la florării buchetele alea frumoase, acele flori frumos aranjate în fel de fel de culori, că lucrul ăsta se întâmplă așa peste zi sau peste noapte. E bine, doamnelor și domnilor, nu este așa. Dragă Dana, suntem la Hagiești, la Simona Matei, la Prințesa Florilor, cum este ea denumită printre cunoscuți și printre clienții pe care îi are, într-o extraordinară seră de flori, unde muncește necontenit invitata noastră. Bun găsit, Simona! Bine ați venit la noi, în serele noastre din Hagiești. Suntem în direct la emisiunea Între Prieteni la Metropola TV și am venit astăzi la tine ca să le arătăm telespectatorilor cât se trudește, cât se muncește într-o seră de flori. Dar până atunci vreau să discutăm un pic așa despre tine. Uitați-vă, dragii mei, uitați-vă la Simonica. E o mână de om, dacă am putea spune. Dar este foarte inimoasă, este foarte dinamică, foarte bătăioasă, aș spune eu, pentru că povestea ei care a adus-o până azi în acest loc este o poveste fascinantă. Ia spune-ne, Simona, din povestea asta așa pentru început, cum ai ajuns tu, o tânără care putea să se apuce de cu totul și cu totul altceva, să muncească și să aibă propria seră de flori? Deci, florile pentru mine sunt o mare pasiune de când sunt copil mic. Noi avem o florărie în voluntari care ne-am ocupat de ea și ne ocupăm în continuare noi și părinții noștri. Și de acolo a plecat totul, așa să spunem, cu florile. Da? În momentul când ne-am mutat aici la țară, am venit aici la țară și socrii noștri ne-au ajutat și ne-a dat bucățica aceasta de pământ, am zis de ce să nu ne apucăm noi să producem noi flori. Să facem direct producători. Exact, să fim noi direct producători. Părinții mei m-au împins de la spate, soacra mea m-a susținut foarte mult în ceea ce fac. Uite, domnule, da? Ai văzut, stai puțin, da. Ai văzut, Dana Istrate, deci v-a să zică o soacră care este mai atipică, să zic așa, adică soacra a ajutat-o pe Simona, care soacră putea să zică, domnule, eu nu-ți dau să faci tu ce vrei aici. Da. Deci ai o soacră bună, să înțelegi. Foarte, foarte bună, foarte bună. Este ca mama mea, o iubesc foarte mult. Te ascultăm, Dana, da. Ok, mergem mai departe. Deci ai vrut să treci de la florăria propriu-zisă, unde vindeai numai flori, și la producție. Exact, da. Cum ai început-o? Adică cu 5 flori, cu 10 flori, cum ai început să faci treaba asta? Noi am început cu crizantemele de toamnă. Așa. Da, cu ele am început, ele sunt sufletul meu, așa ca să spun, crizantemele. Am început prima oară cu 100 de plante. 100 de plante, ne-au venit butași și am plecat cu ele și am vrut să văd dacă sunt în stare, dacă pot să le fac. Am putut să le fac și atunci am mers mai departe. Ți-a dat puțin impuls, exact, așa, da? Exact, da. Ia fii atentă. Să le arătăm telespectatorilor noștri de acasă. Da. Cum ajunge o plantă în ghiveciul ăsta așa frumoasă? Uitați, dragii mei telespectatori. Da. Cât de frumoasă e și nu am ales-o noi pe asta că arată ea bine, după cum vedeți, sunt aici o grămadă de ghivece pline cu fel de fel de nuanțe, e o nebunie, e ceva, un pastel, e o poezie a culorilor, aș putea spune. Deci, Simona, arată-ne cum, din ce stadiu pleci să ajungi la floarea asta care este gata, să zicem, pentru vânzare. Da, deci la noi plantuțele vin așa, da, atât de micuțe sunt, urmează apoi să le schimbăm în acest ghiveci micuț pătrat, da, le lăsăm să crească, să facă rădăcini cam o lună, o lună și jumătate, după pasul următor schimbăm în ghiveciul acesta, da,
În momentul când ele se dezvoltă, trebuie să le tundem, să le dăm îngrășăminte, să avem grijă de ele. Și finalul este acesta. Dar de după șase luni de zile. Cât timp trece de la stadiul acesta la stadiul acesta? Cam 6 luni. 5-6 luni de zile. Deci 6 luni de zile îi trebuie unei plante, unui ghiveci așa cum e ăsta, să ajungă așa în stadiul ăsta. Bun, ai văzut când te duci la florărie, vezi un ghiveci din ăsta, zici cât costă, 20, 30 de lei, 40 de lei, nu știu, depinde cât e floarea și te uiți așa și zici, dom'le, e mult, dom'le, dincolo era mai ieftin, vorba vine, că asta e vorba românească, dar uite că treaba asta decurge dintr-o muncă foarte susținută și dintr-un timp foarte îndelugat, adică 6 luni de la planta asta de 2 cm până la ghiveciul ăsta frumos, e totuși un timp. Și în 6 luni de zile tu faci toate treburile astea? Stai tu cu mânușițele tale așa în... Da. Noi, dar văd că zici mereu noi. Care noi? Păi sunt eu, așa? Soțul, soacra, mai avem o fată care vine de ne ajută la treabă și copii. Deci suntem în familie. Și acolo unde ai florăria în voluntariat? Sunt părinții mei. A, deci și cealaltă familie, să zicem, se ocupă. Am înțeles. Da. E un neam care se ocupă cu florile, doamnelor și domnilor, dar vreau să vă arăt ceva. Măi, Simona, vină încoace, că trebuie să, eu trebuie să muncesc. Da. Uite, treci tu așa pe aici prin fața mea, îți dau eu voie, lasă-l așa că îl pun eu acum. Și vreau să fii atentă cum facem. Da. Aici avem mușcate, astea sunt mușcate, da? Da. Au o denumire în sistemul ăsta de florărie? Adică acestea sunt mușcate zonale, sunt și mușcate curgătoare, mușcate tiroleze, sunt mai multe tipuri. Am acestea înțeles. Sunt cele zonale. Mușcate zonale. Da. Și asta este în stadiul de butaj care l-ai pus tu acolo și a ajuns ea cam așa. Da. Am înțeles. Da. Și dacă vreau eu să o transfer într-un ghiveci din ăsta, mă lași să-ți arăt că știu și eu o meserie? Da, chiar vreau să vedem. Da, auzi, ia ține tu puțin microfonul, sigur. Că eu mă aud așa, să-l ții mai spre mine așa, ca să mă aud. Da. Deci e Dana, dragă, urmărește-mă că însuflec mânecile și o să-ți arăt cum se transferă o mușcată din stadiu de butaș în ghiveciul ăsta care este după... Băi, e gol, da? Ca să nu avem... Da? E gol, da? Așa, bun. Deci, prima dată, cred, se presupune că facem lucrul acesta, adică scoatem planta din ghiveci. Da. După cum vedeți, are rădăcinile deja sunt formate, sunt aici, că a stat în ghiveciul ăsta mic. Spune-mi, te rog, îi rupem ceva frunzulițe după aici? Doar ce este uscat. Astea nu. Ce e verde, nu rupeți. Deci dacă greșesc când ai peste mână, că n-am de unde să știu. Bun. Acum, pun în el ceva pământ la fund aici? Trebuie să puneți un pic de pământ și după... Să punem așa. Nu cu mâna, vă rog frumos. Da. Nu cu mâna? Nu, uitați așa, luăm o lopețică și cu lopețica punem în ghiveci. Vedeți ușor cu planta să vă rupeți, vă rog. Deci ați auzit, dragii mei, cum ai zis că cu lopețica? Da. Păi de ce nu spui, mă, fiți atenți? Păi da, n-are Julică lopețica lui. Uite că sunt, ia uite, i-a luat o lunepoată mea de la nisip, că știam că trebuie aici la seară. Deci iau cu lopețica, așa frumos, și pun aici. Da. E cam un sfert, așa e bine? Trebuie să vedem, adică, uitați, luați așa plântuța, o puneți și vedeți cam cum stă ea. Eu zic că este ok așa și acum pe lângă ea trebuie să puneți pământ. Tot cu lopețica? Cu lopețica. Am înțeles. Deci punem așa frumos aici. Da. Auzi, în timp ce pun eu pământ, ia spune-mi, cum faci cu desfacerea? Adică atâtea flori, unde le duci, unde le vinzi, unde le desfaci? Ai clienți, ai cum faci? Avem, deci în primul rând că avem punctul nostru de desfacere în voluntar, florăria noastră. Da. Și avem clienții noștri care vin acasă an de an, care s-au învățat să vină la noi. Da, și mai avem florării unde mai distribuim flori, adică ne contactează. Adică oamenii care primăvara vor să-și împodobească ambientul casnic cu ghivece, cu fel de fel de flori de astea, știi ce mă intrigă pe mine? Că eu mai mă duc pe la florării să cumpăr, știi, flori din astea. Auzi, stai puțin, după ce am pus cu lopețica, apăs un pic așa. Da, să apăsați așa Să apăsăm aici un pic așa. Da. Bun, deci uite, Dana Instrate, ce ghiveș frumos mi-a ieșit și acum facem o ultimă operațiune, deci fiți atenți. Felicitări, Jul, nu vine să cred că te-ai dus pregătit cu lopățica la tine. Sunt niște semne unde... așa, unde te... Deci ai văzut, Dana, am lopețică? Stai că ți-o mai arăt odată. Hai, arată-mi eu. Deci asta este o lopețică. Este norocoasă. Câte plante ai transferat tu? Deci este ceva... Folosindu-te de acea lopețică.
Păi, deocamdată am transferat decât una, că na, de-abia am venit. Și să o echilibrăm așa. Deci, da. Uite, vezi ce frumos vine? E acum super. Mă ridic aici. Da. Deci stai așa, că acum am dat de altă chestie. O pun aici, dar acum am enervat cu alte chestii. Deci de câte ori m-am ridicat, mi-am ieșit cu andrelele astea. Da. Uitați-vă aici că sunt niște andrele care atârnă de sus. Eu am întrebat-o pe Simona. Nu sunt andrele. Nu sunt andrele. Acest pix, da, vine aici în ghiveș, da? Aici este un sistem de udare, da? Ah. Deci dăm drumul frumos la linie și fiecare plântuță este udată. Și pe aici vine apa și exact, se duce direct exact, la rădăcină. Da. Și da. Eu mă gândeam că Simonica între două plante mai lucrează la andrele, știi? Mai face un fular, un ceva, o chestie. Da, arată Andreea, de-aia circulară, uitați-vă. Deci pe bune, fără să înțelegi. Crezi că ai să insufli cuiva care vine după tine, nu știu, copiii tăi, câți copii ai? Doi. Să-ți trăiască, mulțumesc, să le dea Dumnezeu frumos. Sănătate. Mulțumesc. Crezi că unul din ei va duce mai departe treaba asta pe care ai început-o tu cu soțul tău și cu toată familia, cu tot neamul? Eu mi-aș dori din tot sufletul, dar acum să vedem, ce să zic. Eu m-am luat după părinții mei, sper ca și copiii noștri să se ia după noi, că este o meserie foarte frumoasă, este ceva foarte frumos să lucrezi printre flori. Așa mi-aș este. Dori să fie și ei cum suntem noi, ceea ce facem noi. Dom'le, să ai spor la treabă, Simona. Ne pare bine că astăzi ne-ai primit alături de... vreau să mergem așa ușor aici și colegul nostru să vină după noi, că vreau să tu să o iei în dreapta și eu să o iau în stânga, ușor așa, ca să fac încheierea pentru telespectatorii noștri. Încă o dată îți mulțumim că ne-ai primit. O să venim mai la toamnă când o să iasă tufănelele și... Dar de ce ai zis tu cu crizantemele, că sunt niște flori mai speciale? Tufănica este floarea mea de suflet pentru că cu ea am început. Și ți-a purtat noroc? Și mi-a purtat noroc, da. Este floarea mea norocoasă. Norocoasă. Exact. Așa să fie pentru totdeauna. Da. Încă o dată îi mulțumim Simonei, prințesei florilor, cum mi se spune aici la Hagești, doamnelor și domnilor. O să închei, Dana, aici pentru tine, din acest frumos loc, din care eu unul n-aș mai pleca, pentru că este o feerie de culori, acolo unde ochiul... se clătește, dacă aș putea spune, într-un pastel minunat. Ești Dana, ai legătură. Ești minunat, Jule. Îți mulțumesc tare mult pentru această transmisie. Într-adevăr, ai fost și pe sufletul meu, pentru că îmi plac și mie foarte mult florile și chiar am și eu acasă niște ghivece și le merge tare bine acelor flori, mă și miră. Dar uite, se mai întâmplă și minuni. Adevărul este că plantele au nevoie de soare, de apă și de dragoste, bineînțeles, ca să crească. Îți mulțumesc tare mult, Jules, și te mai aștept și data viitoare cu o intervenție la fel de interesantă. Iar acum vreau să schimbăm subiectul și să vorbim despre frica de atașament. Nu este neobișnuit ca persoanele care evită relațiile pe termen lung să afle că au probleme de angajament sau se tem de acest angajament. Mulți oameni folosesc aceste expresii la întâmplare, dar în realitate angajamentul și teama de el este adesea destul de complex. Despre lipsa de implicare în relație, frica și fuga de angajament, discutăm astăzi cu Roxana Nicev, psihoterapeut. Bun venit, Rox! Bine v-am găsit! Mă asortam cu florile. Și tu ești frumoasă! Da. Uite, vezi, a fost așa o explozie de culoare. Da. Suntem pe primăvară, am venit așa. Pentru că este un subiect despre niște frici, dar aș vrea să încurajăm oamenii să nu se teamă de angajament, pentru că angajament, din punctul meu de vedere, înseamnă acțiune. Hai să învățăm cum să acționăm în relații, în primul rând, și să nu ne fie frică să ne implicăm în relație, mai ales atunci când vorbim despre dragoste. Ce este cu acest angajament? El, practic, așa cum spuneam, este o alegere conștientă, da? Cumva în concordanță cu valorile, cu nevoile, cu alegerile, cu dorințele, cu putințele noastre. Acum, teama asta aș vrea să ți-o imaginez cumva ca, știi, pălăriile acelea de mariachi foarte, mari. Da. Teama de angajament, sub ea există foarte, foarte multe alte frici. Acum, una dintre fricile într-un cuplu ar fi frica de pierdere, teama că îl pierzi pe celălalt. Asta aduce cu sine gelozii foarte multe, o nesiguranță, nu ești sigur pe relație și atunci îi interzici și vei evita angajamentul și angajarea în diverse activități. Îl vei controla pe celălalt. Știi că noi am mai vorbit de cum faci să-l ții pe celălalt în lesă. În lesă, da, și
Deci aduce cu sine foarte multe mecanisme din astea de sabotare a relației. Asta este cea mai mare frică și ți-am zis, cumva vine cu evitarea. Știi, e un mecanism de evitare. O altă frică ar fi de... sau nu, teama asta de angajament la bărbați, de exemplu, tot așa am mai vorbit noi două aici, ar fi ca un mecanism de apărare, pentru că ei n-au fost învățați de mici să-și accepte latura aia lor mai vulnerabilă, mai sensibilă. Și se tem și atunci nu o arată în relație și se arată ei foarte dur. Foarte dur, da, foarte sigur, da, pe ei. Foarte sigur, da, pe ei. Ori tocmai acea sensibilitate nu face altceva decât să te conecteze mult mai profund la partener, la relații, în relații în general, și atunci e un pas foarte mic, ei nu se mai deschid, nu sunt foarte deschiși în relație. Și e numai un fir de ață până la a căpăta această frică de a se angaja și vor avea relații superficiale. Sau vor fugi când tu crezi că lucrurile merg bine, da? Dintr-o dată n-o să-l mai găsești lângă tine. Relații de scurtă durată, dar să ne înțelegem, nu e că ei nu-și doresc. Din contră, ei chiar sunt printre puținii care chiar își doresc și se luptă cu această frică. Ei nici nu înțeleg de foarte multe ori ce se întâmplă și de unde vine frica asta lor. Iarăși exista un mit cum că cei mai mulți bărbați au această frică de angajament, pentru că asociau cu teama, cu gamofobia, cu teama de a te căsători. Dar cele mai multe filme eu le-am văzut cu fetele care fug din fața altarului, nu cu Julia Roberts, mai Runaway de Bride, câte ori. Da. Și atunci eu zic că e un echilibru. E adevărat că sunt fricile cumva diferite. Uite, de exemplu, la bărbați, bărbații au frică mai degrabă direcționată către relație, relația de cuplu. Adică ei se tem că nu se ridică la nivelul așteptărilor partenerei, că dacă nu e un partener bun, un soț, nu o să fie un cap de familie potrivit, dacă își pierde libertatea, pentru că nu, dacă nu o să mai iasă cu băieții și tot așa, să nu-și arate vulnerabilitatea, dacă relația lui emoțională o să fie prea emoțională, dacă o să fie partenera prea dependentă de el sau el prea dependent de ea. În schimb, la femei, cumva noi avem pe latura asta mai emoțională. Noi suntem... mai mămoase, așa. Da, să nu... Noi suntem sensibile la durerea, la suferința asta emoțională, să nu fim rănite, să nu ne arătăm vulnerabile și să ne arătăm... lipsa asta de că suntem lipsite de protecție, că suntem pe latura asta mai emoțională, așa, și atunci ne punem măștile acelea de nu mă mișcă nimic, nu mă interesează și tot timpul venim cu scuza nu sunt într-un moment potrivit să mă angajez într-o relație serioasă pentru că eu cariera o pun pe primul plan, știi, femeile acelea de carieră. Da, pui ceva înaintea acestei frici, practic. Da, pentru că trebuie să supraviețuiești. Adică dacă ai, e foarte greu să accepti că ai, ți-am zis, inițial nici nu-ți dai seama de lucrul ăsta. De unde vin? Bine, în cupluri se manifestă, ți-am zis, din teama de respingere, că pălăria asta, îți povesteam că are mai multe frici. În cuplu e teama de a fi respins. Ar fi niște credințe acolo că nu ești suficient de bun pentru partener, că poate ești... știu eu, ai credința asta că toată viața o să rămâi singur sau că toți o să te părăsească, mai ales dacă ai avut alte relații înainte. Sau poate ai avut în familie vreun exemplu, model, nu? Poate că ai tatăl tău a părăsit-o pe mama ta, tu te-ai simțit abandonat ca un copil, da, și ai dus totul spre acest atașament evitant, nu? Că despre asta e vorba. Exact. Și ca orice vulnerabilitate, acum apropo de unde vin și cum se... cum iau naștere această teamă de angajament, ca orice vulnerabilitate, spuneam, și teama asta de angajament vine dintr-un atașament insecur, nesecurizat. Da. Exact ce ai zis tu, anxios și evitant. Dar știi că ei pot să-și dea impresia că totul e ok în relație și pot părea perfecți așa, da, și te pot face să te simți bine în respectiva relație și dintr-o dată te lasă cu ochii în soare, cum s-ar zice, și tu nu mai înțelegi ce s-a întâmplat. E vina ta? Bă, ai făcut tu ceva? Știi? Păi femeile își pun astfel de întrebări. Te lasă pentru că ei se sperie în momentul în care lucrurile devin foarte serioase sau
mai rău decât atât, ei simt că relația devine, sau încep să controlezi, tu încep să pui întrebări, da. Și el simte că își pierde libertatea de care îți spuneam și toate fricile astea, atunci da, fuge. Fuge pentru că așa a învățat ca model. E în funcție de ce a primit în copilărie. Spuneam de un atașament securizat, e atunci când primești iubire, când părinții te văd, te ascultă, îți răspund nevoilor emoționale în copilărie și atunci tu în relație vei aduce același tip de atașament securizat și în care ambii parteneri cumva contribuie, fiecare, da? Aduce partea lui de contribuție în relație, că-ți mai povesteam eu că este despre relație, nu e despre mine sau despre tine. Dar ok, fugi odată, fugi de două ori, fugi de trei, dar ce faci, fugi toată viața? Se mai schimbă lucrurile? Se schimbă dacă lucrezi la treaba asta și putem să lucrăm cu, în primul rând, să ne cunoaștem fricile. Să nu ne fie frică de fricile noastre, pentru că nu, anxietatea până la urmă este teama fără obiect. Ori dacă eu nu știu ce anume mă anxietează și de unde vine frica mea, e clar că nu o să o rezolv niciodată și o să fug toată viața mea și o să fiu nemulțumit și o să rămân singur și nu știu de unde. Și atunci, primul pas ar fi să-mi cunosc aceste frici, să lucrez la ele, să descoper, să știu despre tipul de atașament. Spuneai tu foarte bine că în funcție de dacă am avut părinți, știu eu, ca model, care s-au despărțit, atunci e clar că și eu am învățat sau pot să merg pe contraexemplu și să nu-mi doresc să trăiesc lucrul ăsta. Astea sunt cazurile cele mai fericite. Da. Și ăsta ar fi primul pas. Al doilea pas, cumva, ar fi să-ți pui întrebări de genul ce simt că pierd? Pentru că au la bază, îți spuneam de pierderea aia, ce anume pierd? Că nu pierd pe partener, partenerul e lângă mine. Nu te bagă într-o cușcă partenerul, nu? Exact. Ce din relația cu partenerul pierd? Odată ce aflu și dacă pierd lucrul ăla, ce înseamnă pentru mine treaba asta? Și tot așa, mergând pe acest gen de întrebări, sigur că nu se pot, adică îți trebuie foarte multă cunoaștere și autocunoaștere să poți să lucrezi cu tine, dar cel mai indicat ar fi să mergi totuși în terapie, dacă nu terapia de cuplu, în terapie individuală. De exemplu, să conștientizezi la un moment dat că ai o problemă și te poți îndrepta spre terapie, sau e cazul să observe ceilalți din jurul tău și să spună, măi, tu ai o problemă, nu ar fi bine, sau poate partenera, poate te decodifică, deși ai... Reîntorcându-ne, da. E dificil să-ți dai seama dacă respectivul o să te părăsească sau nu, că el pare că este perfect, nu? Păi tu, noi de-aia, știi, mie îmi place că tu mă inviți aici și pentru telespectatorii de acasă, când vorbim despre a avea grijă cum îți crești băiatul, cum îți crești fata, noi tot ce vorbim aici sunt niște așa mici semnale de alarmă în care tu ca părinte... încep să îl înveți, dar nu-i spui, nu plânge, că băieții nu plâng, nu trebuie să fii dur și... Sau, la fel, tu îl vezi pe partenerul tău și îl ajuți, nu îl interoghezi și îi arăți, ai o problemă. Nu are o problemă. Îi spui că ești acolo și hai să vedem ce se întâmplă și sunt aici pentru tine, vreau să te înțeleg, îmi doresc să te înțeleg, pentru mine e importantă relația dintre noi doi, adică trebuie validat. Pentru că el atunci e în suferință, el îți puneam că avem fiecare dintre noi un copil interior, vulnerabil. Ori dacă el e în suferința aia emoțională, atunci e copilul care suferă. Și dacă eu vin cu și mai mare presiune și îți spun că ai o problemă, nu fac altceva decât să te cert. Ca un părinte, știi, te raportezi. Exact, sunt vocea ta critică, da. Sunt criticul tău interior și doar îți subliniez. Și atunci îți măresc și mai tare rana aia sufletească. Și comunicarea, îți spuneam de fiecare dată că va fi cheia și înțelegerea și validarea și acceptarea că sunt aici să te ajut. Da, ei dau anumite semnale în relație, cum că nu sunt încă pregătiți sau că le este frică, fac anumite lucruri? Nu, încep să evite de la întâlnirile cu părinții. Când îi faci cunoștință prima dată are și vrei să-l duci acasă... Are niște treabă. Da, vrei să-l duci acasă la mama și la tata să-l prezinți, el dispare. Sau zice, inventează tot felul de scuze și atunci tu poți să-l testezi cu mici angajamente. Sau aveți un eveniment în familia extinsă sau aveți un eveniment cu prietenii tăi.
și sunt doar ai tăi, atunci așa îl testezi. Îl pui ușor, ușor în situații din acestea și îți dai seama dacă el e evitant, dacă are comportamentul ăsta și poți să exersezi cu el, să antrenezi dacă vrei și tu dacă ai un astfel de, o astfel de frică, de angajament, să-ți cumpărați împreună un pet. Ar fi primul, să ai grijă de altcineva. Cumva e o responsabilitate, că practic asta spuneam, e o acțiune, asumarea responsabilității. Dă-ți seama că e foarte greu. Noi trecem în primii ani, în copilăria mică, unde se formează și acest atașament, da? Securizat. Ori dacă eu nu l-am, am căutat toată viața, nevoile mele n-au fost îndeplinite în primii ani de viață, că am avut părinții care s-au despărțit sau pur și simplu n-au fost prezenți. Imaginează-ți că eu ajung în relație și caut la partener să-mi îndeplinească nevoi, ca și când ar fi un salvator. Ori el nu e. Și oricum nu e sănătos să caut. Și n-ar trebui să-l responsabilizezi. Exact. Nici el pe noi, nici noi pe el. Nu suntem. Suntem parteneri. Nu suntem unul salvatorul celuilalt. Și atunci, așa îți dai seama, când el tot timpul e foarte, se agață de tine. Practic, așa îți dai seama că e sufocant. E dependent de tine. Depinde de tine, de alegerile tale, pentru că cei cu frica asta de angajament au probleme cu deciziile în toate palierele vieților, nu numai în relație. Ei sunt le foarte greu să ia decizii, pentru că a luat tot timpul altcineva decizii. Și atunci devine obositor și pentru partener să stea să ia exact. El tot timpul deciziile și să nu... Păi da, pentru că te consulte. Simți salvatorul lui și atunci tu nu te simți vreun părinte, orice altceva, numai partener de cuplu nu în relație. Și așa îți dai seama. Dar ca să vindeci un pic sau să începi procesul ăsta până să ajungi, să zicem că nu poți ajunge la un terapeut, încep cu mici angajamente, că asta îți spuneam că înseamnă. Da? Înseamnă acțiune. Trebuie să acționezi, nu să fac și eu mici lucruri ca să pot să... Mie mi se pare foarte complicat ca partener, să zicem, să stai să îl manageriezi, că despre asta este vorba. Și mă gândesc dacă din experiența ta au fost cazuri și ai avut astfel de cazuri, pentru că să stai tot timpul după un om și să știi să... Îl prelucrezi cât de cât, devine obositor pentru tine. Mai bine te duci și te bucuri de o relație, nu? În adevăratul sens al cuvântului, decât să stai... Asta acum vorbește partea rațională din tine. Da. Partea emoțională o să-ți spună altceva. Pentru că, da, rațional așa e. Dar noi nu, în relație mereu, nu gândim rațional. Sau dacă gândești rațional, sigur nu o să fii în relația respectivă. Cei mai mulți sunt emoționali și sunt acolo și se sacrifică. Dacă mai ești o schemă de sacrificiu sau de subjugare, ești acolo și vei fi pentru că tu așa te simți iubit. Că îți spuneam, da? Nu merit în cuplu dacă ai schema asta și dacă credința ta bazală este eu nu merit sau sunt iubit doar atunci când fac ceva pentru celălalt, așa se pliază. Și atunci, normal, el îți hrănește ție o nevoie, tu pe-a lui. Și atunci o relație e posibil să funcționeze, să nu-ți dai seama niciodată. Dar aceste cupluri, să spunem, în care el, ok, fuge de căsătorie, să zicem, uh-huh. fuge să-ți cunoască părinții sau prietenii, dar să zicem că se iubesc, da? Pot merge așa a la lung, pot funcționa o perioadă sau la un moment dat se despart? Pot funcționa dacă, ți-am spus, unul altuia își satisfac anumite nevoi. Dar dacă nu, sfatul meu este dacă se sizez că e o problemă și chiar vrei să salvezi ceva din relația respectivă, eu i-aș îndruma către psihoterapie, este cea mai ușoară cale. Oricum invit pe toată lumea, indiferent și că ai, în general, nu trebuie de orice problemă. Da, nu trebuie să ajungi să ai o problemă ca să vorbești cu cineva și să afli, să te dezvolți, că până la urmă despre asta e vorba, să te cunoști, cunoști ce se întâmplă și toate problemele tale emoționale și să le rezolvi. Dar pot fi anumiți trigger, de exemplu, care să acționeze lui această fugă, să spunem? Adică să-l determine pe el să fugă din relație? Da. Dacă observă ceva în neregulă la tine? Sau faci tu ceva sau, nu știu, știi, apăși tu un buton, fără să știi, fără să-ți dai. Da, dar asta nu ține de teama de angajament. Poate e ceva ce nu coincide cu valorile lui sau cu credințele, cu ce a fost. Și atunci
sau poate pur și simplu e ceva ce nu-i mai place, nu cadrează. Dar îți spun că din experiența mea, cei mai mulți nu pleacă. Le e greu să recunoască că nu le convine ceva și dacă tu nu-ți dai seama, cei mai mulți se înșală. Și atunci de-aia spun că experiențele traumatice, că una e atașamentul ăsta de care vorbeam, dar și relațiile pe care tu le-ai avut, relațiile tale romantice, pot contribui la această teamă de angajament. Pentru că dacă tu ai avut eșec, e printre fricile alea de sub pălărie, da, mai e și teama de eșec, da, în relație. Dacă tu ai avut numai relații în care ai eșuat, care au eșuat, automat ți se creează, na, sufli și în iaurt, cum se zice, și ți se creează această precauție. Dar dacă o să se întâmple, dacă... Și ar trebui să intervenim încă din adolescența, nu știu, să corectăm anumite lucruri? Noi ca părinți? Eu zic că încă din primii, din copilăria mică. Să zicem că n-am observat atunci. Da, și spuneam că adolescența ar fi a doua șansă pe care o avem noi ca părinte să lucrăm și să vorbim cât mai mult cu ei și să le explicăm toate lucrurile acestea, că un eșec într-o sau o relație, știu eu, la vârsta asta eșuată, nu înseamnă, nu e o tragedie, e, dramă, orice, da, e o lecție învățată. Adică orice eșec, nu neapărat, îți spuneam, e o decizie, e o alegere. Da, un angajament, trebuie să acționezi, pentru că asta te va face să mergi mai departe. Din eșecul ăla trebuie să înveți ceva. E o lecție pe care să o învețe adolescenții noștri. Roxana, îți mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și te aștept, știi, doar mereu aici între prieteni să mai povestim de ale sufletului. Mulțumesc, Roxana, mulțumesc și eu celor de la Decolte Shop pentru această rochiță. Și acum vreau să vă propun să ne uităm împreună la un material foarte, foarte interesant din cadrul campaniei noastre Române Remarcabil. Știți prea bine că am inițiat-o în urmă cu ceva timp aici la Metropola TV și astăzi ne face mare plăcere să vă prezentăm o mică parte din viața celui ce a fost Samuel Mârza, fotograful care a surprins acele unice instantanee din timpul Marii Uniri. Haideți să vedem împreună material. Decembrie 1918, o zi mare pentru poporul român. Unirea Transilvaniei cu România a fost evenimentul de care ne aducem aminte în fiecare an și pe care îl celebrăm cu sfințenie în ziua de 1 decembrie. Pentru a avea o viziune mai clară cu privire la ceea ce s-a întâmplat atunci, firește pe lângă datele ce au fost consemnate, ne putem uita peste fotografiile surprinse de către Samoilă Mârza, un tânăr întors de pe front cu doar 4 zile înainte. Acesta a fost singurul care a reușit să fotografieze 5 momente diferite ale Unirii. Samoilă Mârza s-a născut în anul 1886, într-o familie de țărani, în județul Alba. Între anii 1909 și 1911 și-a făcut ucenicia în arta fotografiei, iar primul aparat, cel cu ajutorul căruia a surprins și imaginile de la Marea Adunare Națională și l-a cumpărat din banii obținuți din vânzarea a 2 boi. Pentru ceremonia Marii Uniri a fost angajat un fotograf german, însă, din motive necunoscute, acesta nu s-a mai prezentat la eveniment. Din fericire, Samoilă Mârza a fost prezent și a avut inspirația de a imortaliza momentele cu mulțimile și cu tribunele oficiale. Iar reușita nu este deloc de neglijat, pentru că vremea norată din acea zi impunea un timp de expunere îndelungat și echipamentul de lucru era dificil de manevrat. A devenit cunoscut în urma acestor fotografii,
dar și apreciat în anul 1928, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la Marea Unire, Samoilă Mârza a fost decorat de către statul român. Chiar și așa, fotograful a trăit modest. În anul 1966 și-a vândut aparatul cu gândul să-și cumpere unul mai performant pentru a realiza mai multe fotografii la sărbătoarea de semicentenar a Unirii. Dar nu a mai apucat, căci pe 19 decembrie 1967 s-a stins din viață. Fiecare dintre noi are o cifră a destinului. Asta știm. Problema este că nu prea știm cum să o calculăm. Ei, după ce aflăm cum să o calculăm, vreau să vedem ce spune asta despre noi și cum putem să activăm anumite energii ca să ne fie bine în viață. Iar astăzi a venit prietena emisiunii noastre, Oana Timofte, aici specialist în numerologie, care o să ne spună toate aceste lucruri. Bun venit, Oana! Bine te-a găsit, draga mea, Doamna! Și pot să te deosebesc de sora ta, de Adina, pe care o salutăm, însă sunt sigură pe mine. Tu ești Oana, nu ești Adina. Cu siguranță, da? Bună, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Mă bucur tare mult că ai venit astăzi la noi să vorbim despre această cifră a destinului, pentru că toată lumea a auzit așa, că există o cifră magică, doar că nu prea știm să o calculăm. E, și aici vii tu în scenă și ne dai toate datele, da? Să ne punem și noi pe calcule acasă. Exact. Haideți mai întâi să arătăm celor de acasă cum se calculează numărul de destin, da? Da. Am luat în considerare două date de naștere pentru că... Deci luăm prima dată, 5-10-1959, adunăm fiecare cifră, deci lună, zi și an. 5 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9. Observăm că și rezultatul ne dă două cifre, adunăm și celelalte două cifre, da? 3 plus 0, 3. Da. Excepție fac numerele maestre 11, 22 și 33. Deci dacă calculăm și la final... Și am dat și un exemplu, da? Avem 12-7-1985, dacă adunăm aceste cifre, rezultatul este 33. Acest rezultat va rămâne ca atare. Deci, dacă avem 11, 22 și 33, vor rămâne de sine stătătoare. Dacă avem 10, reducem la 1? Exact, 28, reducem, va fi 10, 1, 34, 3 plus 4, 7, 25, 2 plus 5, 7, doar aceste cifre. Am 11, 22 și 33 vor rămâne ca atare. Așa, și acum tu o să ne spui secretele din spatele numerelor, să vedem dacă suntem norocoși, mai puțin norocoși. Da, da, da. Astăzi am venit cu o abordare mai atipică. Așa. Pentru că am făcut și un pic trimitere și la astrologie. Ia să... Și facem curioasă. În felul următor. Ia. Pentru destinul 1, să știi că corespondentul avem în astrologie ca și zodia Leu. Interesant, nu știam. Ce trebuie să facă, ce trebuie să știe cei cu destinul 1? Lecția lor este despre a învăța cum să se descurce pe propriile forțe. În momentul în care ei vor învăța acest lucru, oportunitățile vor veni mai ales pe partea profesională. Pentru că există foarte mulți de unul care nu au inițiativă, nu au motivație și își pierd oportunitatea. Dar când vor învăța că au putere, unul ce înseamnă? Pe lider, a fi înseamnă, primul, stofă de lider, a fi în centrul atenției, dar mulți se duc după colți. Păi uite, mi se pare ciudat, tu care ai unul și te duci după colți și stai liniștit acolo, nu ieși în față. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că mulți părinți manifestă autoritatea asupra copiilor. Nu ești bun de nimic, nu... Stai cu minte la locul tău, nu? Exact. Și atunci copilul își pierde potențialul și se duce adult în societate cu potențial. Cu capul plecat. Exact. Și el simte, el tranzitează energia, pentru că e clar numărul de destin, el simte, dar refulează doar în contexte în care el se simte favorabil. Bun, deci asta ar fi lecția de învățat, da? Exact. Ca să știe, tu dacă ești unul, fii pe cont propriu, poți pe cont propriu, inițiază lucruri, cei cu numărul 1 să știi că au o inteligență aparte, pentru că ei pot inova drumuri noi.
Ei efectiv pot crea, pot făuri concepte noi, absolut tot ce este nou. Dacă dar sunt se... lăsați, nu? Și dacă sunt lăsați și dacă au ei încredere în ideile lor, pentru că ei au idei, dar și ce fac? Nu, cu siguranță nu o să mă bage nimeni în seamă. Nu, dimpotrivă, scrieți-vă ideile pe agendă și la un moment dat, hai să văd și eu ce am scris aici. Că poate vine, uite, pandemia, știi? Da. Uitam pe listă atunci. Da. Și poate creiam proiectul propriu, știi? Bun. Ca și caracteristici avem o atitudine de bossy. Blocajele lor, să știți că sunt pe relația de cuplu, pentru că în momentul în care ei sunt dominați, au o atitudine încăpățânată, ambițioși, ei aceeași atitudine o manifestă și acolo, nu? Și în cuplu, și intervine concurența în cuplu, în loc să fie armonie, intervine concurență și blocajul intervine aici. Eu aș recomanda pentru ei program pentru atragerea iubirii și stabilitate, bineînțeles. Iar la sănătate, cei cu destin numărul 1, să aibă grijă la inimă și probleme cu vederea. Sunt... Haideți să înțeleg... Ce ar ieși dintr-un 1 cu 1 într-o relație? Dacă trag la aceeași căruță și dacă au obiective profesionale, funcționează. Să știi că funcționează. Dar dacă lucrează în direcții diferite, cu siguranță e haos acolo. Așa. Bun. La 2. Da. Și vreau să spun celor de acasă că destinul este doar o părticică și cei care ne urmăresc deja știu. Noi când facem o analiză personalizată clienților, stau o oră de vorbă cu ei. Deci iau numele de numărul de destin, numele și rezultă un coș de numere. Și, de exemplu, dacă o persoană are foarte mulți de unu, păi e haos acolo la el. Ori e pe partea cealaltă, ori dacă nu se duce ca pitbull înainte, cum place mie să spun. Și e clar că trebuie calmarea energiilor. Da. Pentru destinul numărul 2, corespondentul în astrologie o avem sub zodia racului. Cei cu doi au venit aici ca să învețe de cooperare, de armonie, de colaborare. În momentul în care își învață și își asumă această lecție, vor primi oportunități extraordinare pe parte de parteneriate, atât în cuplu cât și pe parte profesională. În cazul în care nu știi să te adaptezi, ți-e frică, nu intri chiar dimpotrivă, ți-e frică să intri într-o echipă, automat ți-ai pierdut potențialul. La cei cu doi sunt cei care mediază conflictele, sunt cei care studiază relațiile, sunt cei care aduc pace, armonie și pot iubi pentru doi. În cuplu este... Sunt inimoși. Exact, sunt cei care au capacitatea să iubească cât și pentru doi. Ca și blocaj pe ei, mai ales sunt pe partea de familie, dacă un doi simte că este nedreptățit în familie, în cuplu, pleacă pentru totdeauna. Există variante că nu mai știi nici de copil, nici de iubit, nici de... Știi cum e, cu iubitul nu e problemă, că găsim altul. Cu familia e mai greu. Bun, și nehotărâre și dezechilibru financiar. De asta aș recomanda pentru ei program pentru activarea norocului financiar. Iar la sănătate să aibă grijă la stomac și la constipație. Pentru că știi ce se întâmplă cu cei cu destin numărul 2? Absorb energia celor din jur și îi tranzitează energii care nu sunt a lor. Se încarcă și la un moment dat se simt ok, parcă nu sunt eu astăzi. Și trebuie neapărat să-și curețe periodic energia personală. Foarte interesant. Destinul 3. Corespondentul în astrologie avem pe săgetător. Ce trebuie să facă cei cu destinul numărul 3? Să învețe să aducă fericire și bucurie pentru ei, în primul rând. Pentru că știu, dacă eu nu sunt bucuros, eu nu am cum să-ți oferi și ție bucurie, nu? E normal. Exact, exact. Și comunicarea, arta și imaginația sunt așii lor din mânecă. Le place comunicarea, dacă ai vorbit cu un 3, crede-mă că ți-ar vorbi 7 ore la rând și nu te-ar lăsa nicio secundă să vorbești. Exact, exact. Grijă, în schimb, la cei cu destinul 3 la manipulare, pentru că ei doresc atât de mult atenția, încât pe partea negativă pot manifesta manipulare emoțională, adică, ok, nu mă bagi tu în seamă, lasă că asta știu că eu fac ce eu fac. Să mă bagi, nu? Victimizare, nu mă bagi în seamă, lasă că mă fac, mă prefac că mi-e rău, mă prefac că ceva mi s-a întâmplat și atrag atenția. Da. E un număr, dacă doi era ghinionist, trei aduce noroc și mai ales aduce noroc pe ultima sută de metri. Dacă ai o situație neprevăzută, dacă ai o situație care îți trebuie o sumă de bani și ești în limită și simți că nu mai e niciun... Apare ceva. Exact, apare în ultima secundă ceva și așa că trei stați liniștiți. Atunci hai să-ți dezvălui ceva, eu sunt trei, ce crezi de asta? Și cum e? Foarte bine, cum să fie. Grijă la inhibarea emoțiilor pentru cei cu trei și grijă la anxietate și depresie și alergii de piele în momentul în care nu ne exprimăm emoțiile. Trebuie să știm să ne exprimăm emoțiile și dacă nu putem față de cei din jur,
creativitate, scriem un jurnal. E o tehnică atât de ușoară. Aș recomanda program pentru eliminarea anxietății. Bun. Și de ce mă duc pe partea asta negativă să bifez la cei care ne ascultă? Pentru că, din păcate, 99% dintre noi suntem pe partea negativă. Deci contează foarte mult felul în care ne manifestăm, da? Că acolo tu dai două direcții. Exact. Manifestarea pozitivă, exact, și manifestarea negativă. Eu dau oportunitatea. Da. Dacă ești așa, să știi că îți va fi foarte bine. Dar dacă ești pe partea cealaltă, să știi că trebuie să elimini acest blocaj. Și uite, dacă ai tendințe de anxietate sau de depresie, păi du-te pe partea cealaltă și fii creativ. Dacă poți fi autodidact, prin meditații, prin a te înscrie la anumite activități care îți satisfac, dar de obicei sunt și comozi. Trei, să știi. Adică se împinge așa de la exact, spate. Exact, se introduc într-un context doar dacă le place, dacă nu renunță la jumătatea drumului. Mm-hmm. Ei așteaptă ca cei din jur să-i impulsioneze, din jur să fie în jurul lor. E energia. Da, așa este. Nu e vina lor. Destinul 4. Da. Corespondentul în astrologie avem în zodia Vărsător. Ce trebuie să învețe cei cu destin 4? Trebuie să conștientizeze și ei au venit aici, practic, să învețe cum să-și construiască o viață solidă. Dar autodisciplina de care ei dau dovadă trebuie să o folosească într-un mod constructiv și nu limitativ. Pentru că ei sunt pragmatici, practici, dogmatici, limitativi, tradiționaliști. Ei trebuie să învețe că trebuie să se ia de mână și cu noul, și cu progresul. Un patru să știi că se duce acum 100 de ani și zice, așa a făcut bunica și mama și... Și așa era bine și așa o să fac și exact, eu. Exact, exact. Și ei sunt foarte fermi, sunt foarte tipicari. Sunt oamenii care experimentează, să știi, întâmplări ciudate. Așa. Au boli ciudate, întâmplări ciudate, pentru că ei își creează, au o energie ciudată. Și patru niciodată nu se va simți sigur pe el, decât dacă va avea o economie pusă deoparte, un depozit undeva. Dacă nu, să știi că e ca și cum ar merge pe nisipuri mișcătoare. Îi destructurează așa. Uh-huh. Și ce să facă? Sunt și acele persoane care, dacă nu cred, până nu văd. De exemplu, dacă tu ai fi patru și ți-a spune, măi, Dana, uite... Am auzit că, uite, este acolo o promoție, da, mă duc și mai întreb trei. Exact, mă duc și mai întreb trei sau caut eu și mă duc acolo la fața locului să mă conving. Ca și blocaje, să știi că iau deciziile cu încetinială și această limitare care trebuie neapărat eliminată. Program pentru eliminarea limitărilor și grijă ca și sănătate la sistemul osos. Și să învețe să se bucure de viață, pentru că patru e atât de rațional, e atât de împământenit. El nu se mai bucură de o floare, de un zâmbet. El să știe, am organizat, am planul, ok, trebuie să fac aia, trebuie să fac cealaltă și trece viața pe lângă el. Muncește foarte mult până la epuizare, să știi. Un patru are nevoie de foarte multă odihnă. La 5, corespondentul în astrologie, Fecioara. Ce trebuie să învețe 5-ul? Să se bucure de libertate, dar într-un mod calitativ. Lasă un 5 undeva și o să-ți alerge. Are o viață atât de activă. Ce e ușor negativ pentru ei este faptul că vin schimbări foarte multe pe destin și vine instabilitate. Vorbesc cu foarte mulți 5 care au o vârstă înaintată și nu au casă, nu au căsnicie, pentru că ei trăiesc, ard momentele. Lasă cazii așa, lasă mâine, cu siguranță e un alt context. Sunt persoanele care uită destul de repede, sunt persoanele care, deși nu se integrează într-o echipă, maschează acest lucru foarte bine și, ca și blocaj, aceste transformări și infidelitățile. Un cinci cu siguranță va... Pentru că fuge, așa zice exact, și tu, exact, da? Și vrea să guste. Uită colo-colo, da? Tot ce e nou. Și viciile. Grijă la vicii, alcool, droguri, jocuri de noroc. Uh-huh. Pe sănătate, grijă la insomnie, probleme cu degetele, iar ca și program pentru calmarea energiei nervoase, pentru că ei sunt tot timpul agitați. Agitație nervoasă în jurul lor. Și viciile sunt, din păcate, cam 80% cu cei cu 5 cu care am interacționat aceste lucruri. Destinul 6. Corespondent în astrologie avem pe Taur și pe Balanță. Să știi că mie îmi place foarte mult cifra asta, pentru că vine cu noroc pe parte financiară, dar vine și cu noroc și cu stabilitate pe cămin. Dar trebuie să înveți să-ți asumi responsabilitățile, pentru că dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea în cuplu, dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea în cămin, dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea... Adică, știi cum e? Șasele cam așteaptă să facă celălalt. Păi nu, hai, nu aștepta să te împing eu pe tine. Hai să fim o echipă. În momentul în care ușanse se responsabilizează,
devine mai îndrăzneț, își elimină un pic complexul de inferioritate pentru că se subestimează și va ști când să spună nu, pentru că știi ce face un șase? Eu îți spun, Dana, vreau, ajută-mă cu chestia asta, vin colegii tăi la fel, Dana, am rugăminte și la final de zi tu n-ai făcut nimic, pentru că n-ai avut timp, din frica de a nu spune nu. Și de asta intervine, hai fă și aia, hai fă și cealaltă. Dar, pe de altă parte, nici nu trebuie să te încarci cu foarte multe responsabilități. Și comunicarea este foarte importantă la ei, comunicarea, să-și comunice emoțiile, pentru că ei una zic, alta fac, alta gândesc. Pe sănătate, grijă la tiroidă și gât și rinichi, iar pe program aș merge pentru căsnicii reușite. Bun. Să mergem mai repede cu ele ca să avem timp să povestim și de... Super! 7, 8, 9. 7. Avem ca și corespondent în Zodia Pești. Lecția lor este să învețe din propria experiență. Și un 7 acumulează foarte multe informații. Și acele informații să învețe să le împărtășească sub o formă sau altă, sub un hobby, la job, oriunde, și să nu mai dea vina pe cei din jur. Ei caută defectele în orice, critică foarte mult, nu au răbdare. E un destin care caută foarte multă perfecțiune și de aici și vine lipsa de toleranță. Este foarte important pentru ei ca și blocaj această căutare a defectului și dependent de motivarea celorlalți. Ca și sănătate, grijă la picioare și stări de anxietate și aș recomanda program pentru eliminarea viziunii pesimiste. La 8. 8-ul, corespondent în astrologie Capricornul, 8-ul caută statutul social, caută independență financiară și va veni acest lucru doar dacă își va fixa obiectivele și le va executa cu autodisciplină. E foarte important. 8-ul caută statut. Are capacitate să obțină putere, lux, opulență, statutul pe care îl caută 100%, dar grijă că dacă se va duce, va călca pe cadavre, se va folosi de oameni, nu va manifesta empatie, compasiune, în secunda 2, universul le... O să-l taxezi. Pentru că e vorba de karmă. Ceea ce dai, aia primești. Da. Joci corect, după regulile jocului, cu siguranță universul îți va da. Ca și blocaj, probleme cu legea și ca și program pentru protecție, autodisciplină și prosperitate, sănătate, grijă la reumatism și alergii de piele și balonări. Pentru 9, corespondent în astrologie, avem zodiile Berbec și Scorpion. De ce au venit cei cu 9 aici? Să învețe să-și exprime compasiunea, pentru că ei sunt generoși, ei sunt altruiști, dar în momentul când ei dăruiesc foarte mult, să știi că se duc pe partea negativă. Mânie, ciudă, furie, incapacitate de a ierta și sunt foarte selectivi, sunt foarte introvertiți, nu-ți arată cât te iubesc, nici dacă îi picuri cu ceara. Iar dacă simt că vor fi excluși dintr-un context, fug ei primii, pentru că nu pot depăși și ce se întâmplă la 9, nu pot depăși momentele negative pe care le experimentează. Un 9, dacă vrea să divorțeze, îi va lua 3 ani până decide. Iar dacă e soțul, soția, nu este el cel care decide, va aștepta partenerul să se întoarcă încă 5 ani. Cam așa funcționează 9. Pe sănătate, dureri de cap și grijă la accidente cu focul și recomand program pentru iertare și asumarea trecutului. Iar așa în câteva secunde, pentru câteva secunde avem 11, 22 și 33 sunt numere maestre cu un potențial extraordinar de mare. 11, găsim energia iluminatorului. La 22, poate crea contexte, sisteme la care se pot raporta foarte mulți oameni. Iar 33, energia cea mai înaltă spirituală care te vindecă. Foarte interesant, Oana, și într-adevăr, acum, pentru că ne-ai făcut acest tablou, putem să luăm decizii, da? Mi le-ai prezentat și părțile pozitive și părțile negative și îți mulțumim tare mult și sper să mai vii pe la noi, să ne mai povestești, da? Și o salutăm și pe Adina, iar telespectatorii să intre acolo pe Facebook. Oana Timofte sau Adina Timofte, pe Facebook, Instagram, Gemenele Timofte, contul de YouTube. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc frumos, Oana.
Cancerul renal este clasat pe locul 3 după cancerul de prostată și vezică urinară, printre cancerele urologice. Cancerul renal apare la aproape unul din 10.000 de oameni. Din păcate, unul din 30.000 de oameni pe an moare din cauza cancerului renal. Despre cum identificăm eventuale probleme și cum putem trata, vorbim astăzi cu domnul dr. Ionuț Prie, medic specialist chirurgie urologică. Bun venit între prieteni! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă bucur că avem șansa să vorbim despre acest tip de cancer, despre aceste tumori renale, pentru că de multe ori acest cancer nu dă semne, nu este așa? Așa este. Era, noi învățam în rezidențiat, se învață și acum, de triada durere, tumor în flanc și hematurie, adică urinat cu sânge. Această triadă, să spunem, nu mai apare cum apărea pe vremuri, atunci când nu erau investigațiile care sunt acum, și apar în general în stadiile local avansate sau chiar metastatice. Într-adevăr, cancerul renal nu prea are simptome în primele două stadii, să spunem. La ce vârstă ar putea să apară? Cum general, se manifestă? În general apare în decada 5-6 de viață. E mai frecventă la bărbat decât la femeie, într-un raport cam de 3-1, dar poate apare și la vârste mai tinere, mult mai tinere chiar. Iar ca 30-40. Predispozanți? Factorii predispozanți sunt, din păcate, iară fumatul. Nu neapărat în ordine asta, dar fumatul e factor de risc important. Diabetul zaharat, obezitatea, bolile cardiovasculare, hipertensiunea, factorii genetici. În general, cauzele nu sunt cunoscute, deci nu putem vorbi clar de cauze. Dar putem vorbi de factori de risc și aș menționa două cele mai importante, a spune fumatul și obezitatea. Și sigur, cei care lucrează în industria chimică. Cum ne dăm seama, practic, că există ceva acolo, ceva în neregulă? Păi, spuneam că nu prea ne dăm seama pentru că nu apar simptome. Poate mă doare spatele, poate, nu știu, așa cum ați spus și dumneavoastră, urinez cu sânge, nu știu. Da, urinatul cu sânge, repet, apare în stadii în general avansate, dar alte dureri pot duce pacientul la medic și atunci, sigur, indicația va fi de ecografie, iar ecografia poate pune diagnosticul de tumoră renală. În general, tumorile renale sunt diagnosticate în ziua de azi întâmplător, adică se numesc incidental oameni, incidental. Deci pur și simplu se duce omul să-și facă niște investigații și se descoperă acolo că are niște tumori, da? În general, pentru alte patologii. Și atunci, incidental, se descoperă această tumoră. De-aia și foarte important este ca fiecare om, că nu putem vorbi de pacienți, vorbim de persoane. Fiecare individ, să spunem, ar trebui să-și facă o ecografie anuală. Măcar o ecografie pe an. Începând de la vârsta de 40 și ceva de ani, 50? Poate chiar mai devreme. Poate mai devreme. Poate chiar mai devreme. Dar existența unor calculi renali înainte poate să fie un semn că s-ar putea să apară ceva la un moment dat acolo? Nu. Poate doar ideea de traumatisme mici și repetate, dar ale pietrelor în căile urinare. Dar nu putem spune că e un factor de risc. Din momentul în care se descoperă acest cancer, ce șanse sunt pentru pacient de a se face bine? Șansele sunt teribil de mari dacă e diagnosticat precoce, în stadii inițiale, 1 și 2. Și, în general, chirurgia rezolvă problema, adică extirparea formațiunii. Deci șansele sunt foarte mari, nu există alt tratament decât acesta în condițiile în care nu există stadiul local avansat sau metastatic, adică vorbim de chimioradioterapie. Deci pacientul în stadii inițiale poate să scape doar prin intervenția operatorului și sigur urmărirea care trebuie făcută imagistic prin investigații de înaltă performanță, CT, imagine rezonanță magnetică, PET-CT, undeva până la 5 ani. Iar în zilele noastre, chirurgia a avansat atât de mult încât, din ce citeam, se reușește faptul de a se conserva foarte bine rinichiul, da, și de a se scoate exact acea formațiune tumorală. Înainte, cum se întâmpla? Se scotea tot rinichiul? Cum se făcea? Și înainte și acum se practică. Importantă este dimensiunea tumorii, anatomia pacientului. Clasic însemna nefrectomia radicală, adică îndepărtarea totală a rinichiului. Acum, în ultimele decade, s-au dezvoltat foarte multe tehnici numite nephron sparing, adică de nefrectomie parțială, adică scoaterea tumorii cu o porțiune de țesut nobil, sănătos, renal. Și atunci, această operație, dacă este făcută corect, pacientul este practic considerat vindecat.
Iar înainte știu că existau niște incizii destul de mari și inestetice. Acum cum se practică? Și acum sunt, da? Pot fi incizii mari. Dezideratul cosmetic ar trebui să fie întotdeauna, nu numai din punctul meu de vedere, secundar. Pentru că pacientul, sigur că vede exteriorul, tăietura. Important e ce s-a realizat înăuntru și dacă s-a extirpat corect tumora și apoi dezideratul cosmetic, să spunem. Tăieturile sunt atât de mari cât trebuie, în funcție, repet, de localizarea tumorii, de dimensiunile ei, de anatomia pacientului, de, eu știu, variantele anatomice pe care le are, dar se pot face și intervenții laparoscopice și robotice, dar sigur, pentru cazuri selecționate. Dar, repet, cel mai important este extirparea tumorii în totalitate, mai important decât aspectul estetic. Își păstrează funcționalitatea rinichiul afectat și operat ulterior? Dacă o operație e făcută corect, da, fără niciun fel de problemă. Și ele ar trebui indicate, să ne imaginăm că e un pacient cu un singur rinichi. Și atunci, înainte, sigur, se scotea tot rinichiul și pacientul ajungea la o formă de substituție, la un centru de substituție renală, adică de dializă, da, care e una dintre cele mai rele situații care se pot întâmpla unui om. Și atunci pot să extirp doar o parte. Iară sunt pacienți obezi, la care e important să scoți doar o parte din rinichiul afectat, pentru că altfel și ei au risc mare să ajungă la dializă. Iară și la un pacient cu ambii rinichi sănătoși, dacă unul dintre rinichi are o astfel de tumoră, e important să se scoată doar această porțiune și nu rinichiul în totalitate, pentru că în timp, cu cât pacientul este mai tânăr, în timp poate să dezvolte boli cronice renale care duc la boli cardiovasculare și poate chiar la deces în timp. Iar acest cancer, de exemplu, poate afecta doar unul dintre rinichi sau se poate extinde la ambii rinichi? Din păcate poate să afecteze și ambii rinichi. Iar ca recidivă? Există și recidiva locală, că tocmai asta spuneam, vorbim de nefrectomie parțială, acum de nefron sparing, tumora trebuie scoasă împreună cu o porțiune de țesut nobil renal sănătos, neafectat. Sigur că dacă nu respectăm această... Și dacă o respectăm, tot poate să apară recidivă, tocmai de asta să și face urmărirea imagistică pe termen lung. Mă refer de computer tomografie și IRM. S-au întâmplat cazuri în care pacienți care au suferit de cancer renal să observe peste câțiva ani că suferă de un alt tip de cancer, dar localizat în altă parte a corpului. Se poate face o legătură, de exemplu, între acest cancer renal și cancerul a apărut, să zicem, în abdomen, la un alt organ? Da, numai rezultatul histopatologic pune diagnosticul, să spun, de metastază. Deci, sigur că sunt. Cancerul renal dă metastaze, în general, pulmonare. Și chiar și cu metastaze pulmonare, indicația este în continuare de a scoate rinichiul tumoral. Dar, într-adevăr, pot fi și tumori la distanță și doar rezultatul histopatologic poate să pună în legătură tumora de atunci și cu cea de acum. Așa, vorbind în termeni populari, sunt acele celule canceroase care, practic, pleacă undeva, da. Și se localizează nu știu unde în corp. Deci așa nu știu unde se poate. Așa este. Tocmai de asta trebuie și făcute în stadii cât mai precoce, dar, repet, în marea lor majoritate apar în stadii inițiale datorită ecografiei. Ecografia e la îndemână și aproape toată lumea ar trebui, toți indivizii ar trebui să facă ecografie. Dacă avem cazuri în familie care au avut cancere renale, se poate întâmpla să suferim și noi, să avem o predispoziție? Există predispoziția genetică și atunci, sigur, pacienții trebuie să se caute tot ecografic mai devreme. În cazul în care, să zicem, ne-am operat, da? Cum este după operație și ce simte pacientul și cum se recuperează el? Păi aici putem discuta de abordul clasic, laparoscopic sau robotic. Sigur, cu cât e mai avansată, mai minim invazivă, da? Deși este invazivă, sigur, și laparoscopia și chirurgia robotică este invazivă, absolut. Dar sigur că recuperarea e mult mai rapidă, evident. Practic, nu mai stai, nu știu, o săptămână, să zicem, stai câteva zile. Așa este, câteva zile, da. Iar recuperarea e mult mai rapidă, clar, față de incizia clasică, dar în continuare spun că ideea este să se scoată tumora în totalitate corect. Este primul
e factorul principal la care trebuie să ne gândim dacă suferim de astfel de patologie. Iar ca protocol, să zicem, după, la ce trebuie să fie atent pacientul? Dacă fumează, să se lase de fumat, așa, dacă e solid, să slăbească, da. Dacă e diabetic, sigur, să-și vadă de glicemia, de hemoglobina glicozilată, dar altfel nu, poate să ducă o viață absolut sănătoasă. Adică nu, și normală. O viață absolut normală, nu sunt, eu știu, recomandări deosebite, decât, sigur, dacă se scoate tot rinichiul, în ziua în care mănâncă carne, să nu mănânce lapte, brânză, ouă, adică un soi de regim cumva hipoproteic care să și iară să consume lichide multe, să nu se formeze litiază pe rinichiul unic, adică iară în funcție de caz. În funcție de caz discutăm și le spunem pacienților ce trebuie să facă, dar în general pot să urmeze o viață normală și fără niciun fel de implicație. Sunt, bineînțeles, niște mituri legate de alimentație. De exemplu, dacă mâncăm foarte sărat de-a lungul vieții, afectează asta cumva, să zicem, sănătatea rinichilor? Da, afectează, pentru că duce la hipertensiune. Și am spus că hipertensiunea poate fi un factor de risc pentru apariția tumorilor renale și, iară, hipertensiunea efectiv strică vasele renale. Le rigidizează ca și pe celelalte vase și atunci poate să ducă la insuficiența renală. Și nu mai vorbim și de cancer renal, am spus. Mai există un alt mit, cel referitor la apa minerală. Și ni se spune să nu bem foarte multă apă minerală pentru că sunt acolo niște depuneri care se fac pe rinic. Este mit sau adevăr? Eu cred că este mit. Deci nu ați observat în experiența dumneavoastră? Și vorbesc și subiectiv. Da, pentru că ne-am temut așa de-a lungul vieții să consumăm prea multă apă minerală. În definitiv, ce are acea apă minerală? Niște săruri, nu? Ce da, se poate întâmpla rău dacă bem minerală? Nu, cred că e un mit. Alimentația are rol după această operație de cancer? La ce ar trebui să fie atenți? Cred că are rol înainte. În general, o dietă sănătoasă, o alimentație sănătoasă poate să prevină apariția unei malignități. Dar, repet, după operație, iar un stil de viață sănătos, dar nu să excludem carnea, nu să devenim vegetarieni. Asta e foarte important. Aruncarea înspre, eu știu, fel de astea, de șamani, de vrăjitori, de exclus. Nu. Adică nu trebuie exclusă carnea, trebuie un regim de viață normal. Dar s-a arătat foarte mulți ani cu degetul spre carnea roșie, cum că ar avea efecte negative asupra sănătății. Și totuși, o putem consuma, dar trebuie să fim și raționali, nu? În moderație este, după părerea mea, extrem de recomandată carnea roșie. Iar prăjelile, grătarul, de exemplu, și știți foarte bine că suntem mari consumatori. Da. Putem să consumăm mai departe după ce trecem prin așa ceva? Putem. Putem? Da. Asta este îmbucurător. Ce facem cu sportul? Dacă avem o viață activă, uite, dacă avem 40 și ceva de ani și, Doamne ferește, am trecut printr-o operație de acest gen, ne reluăm viața după? Ne reluăm viața și iar vorbim de tehnici de prezervare a rinichiului. E important să fie funcția renală prezervată și atunci, sigur, după operație, dacă funcția renală este conservată și pacientul poate să-și reia activitatea fără niciun fel de probleme, ba chiar e recomandat. Cancerul renal netratat, de exemplu, corespunzător și la timp, se poate extinde și spre restul aparatului urinar, de exemplu, să ajungă la buretere, la vezică și așa mai departe? Poate. Tumora renală parenchimatoasă, adică a țesutului nobil renal, lăsată neobservată, iar nu dă simptome și pacientul nu trebuie certat în sensul ăsta, pentru că iată, simptomele apar foarte, foarte târziu. Tumora din parenchim poate să rupă și să intre în căile urinare și atunci să dea hematurie, adică să dea urinatul cu sânge și durere. Deci, da, poate să invadeze calea urinară și se întâmplă. Și mai avem și acum pacienți, cam unul din patru, să spunem, pacienți cu tumori renale apare într-un stadiu local avansat sau metastatic. Și mai avem astfel de pacienți. Tumorile pot fi, de exemplu, de dimensiuni foarte mari, așa cum vedem, nu știu, au fost tot felul de știri, pot ajunge la dimensiuni spectaculoase? Din păcate, da, și chiar avem, și peste două săptămâni o să avem o astfel de intervenție, o tumoră de 20 de centimetri, dar neglijată.
Pacienții ar trebui, dacă scăderea în greutate, eu știu, fatigabilitatea, adică lipsa poftei de mâncare, anemia, oboseala, da. Ar trebui să ducă pacientul la medic și medicul, sigur, îi va recomanda o investigație imagistică, de la ecografie la computer tomografie, și care se diagnosticheze astfel de tumori renale. Dar există și avem și acum tumori foarte, foarte mari. Ați observat din experiența dumneavoastră cazuri și la copii, care au apărut la copii, aceste cancere renale? Apar și la copii și sunt sindrome genetice, dar noi nu suntem urologi pediatri. Deci se poate întâmpla, iată, putem se să poate întâmpla suferim, și la copil, da. La... da. Așa că o concluzie pentru telespectatori, deci cei care au aceste stări, da, de oboseală, anemia, să-și mai facă din când în când analize, să se uite acolo pe hemoleocogram împreună cu medicul, da? Absolut. Dureri la spate. Absolut, absolut. Orice durere abdominală, să spunem, de cauză neprecizată sau nediagnosticat, chiar și ecografic, nu se vede nimic. Durerea persistă, atunci indicația medicului ar trebui să fie de examen CT, deci de computer, de tomografie computerizată, colonoscopie, endoscopie, adică semnele sunt extrem, malignități în general, extrem de nespecifice, pot fi intricate și atunci pacientul trebuie investigat complet. E probabil dar că pacientul se poate gândi că are și ceva la plămâni, pentru că durerea aceea e difuză, nu știi de unde vine, de aceea e bine să se așa e, și medicul de familie e foarte bine să... pentru că medicii de familie sunt cei care, cu care se întâlnesc la început cu pacientul și atunci e bine ca dânsii și așa se întâmplă să trimită pacientul la un specialist în funcție de patologia respectivă. Normal, să fie o colaborare, bine. O colaborare cum este. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Să rămâne. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ați stat alături de noi. Suntem aici și mâine de la ora 14. Ne vedem, stăm 2 ore împreună până la ora 16. Avem subiecte pe măsură și invitați la fel de frumos. Și vă las cu Oana Constantin după mine cu a ei emisiune Dincolo de ceea ce știm. Și gata, eu nu mai zic nimic. Vă las să zâmbiți. Până mâine, ne vedem tot aici.